mei sunt deja, ca și la botez, o sărbătoare de familie. Și bununia este o sărbătoare de familie, pentru că două familii, doi tineri, doi străini, nu? Se unesc pentru totdeauna. Este taina lui Dumnezeu. Doi ne cunoscându-se, ne fiind în aceeași familie, ne fiind la aceeași masă, se întâlnesc și se hotărăsc și împărtășesc cât pot în cuvinte ceea ce simt pentru celălalt. Se hotărăsc să fie împreună. Fiecare să-și vadă, fiul să-și vadă nepoții, după aceea, ce mai rugăște Dumnezeu pentru.